Deciziile pe care le-au luat până acum, restructurările pe care le-au făcut în 2024 sunt unele bune și pare că lucrurile se îndreaptă, dividendul este acoperit momentan după cum v-am arătat, probabil până spre sfârșitul anului odată cu eventualele tăieri de dobândă, mai ales dacă vom avea una în septembrie, prețul va continua să urce, dar... Mi-ați cerut de mai multe ori un update pe Medical Properties Trust, ticker MPW, Crypto MPV, după cum îi place cuiva să spună, companie pe care și eu și Marius o avem în portofolii, însă poziții relativ mici, 0,66% la mine, 0,77% la Marius, niciunul dintre noi nu am mai luat de mult, amândoi așteptăm să vedem dacă lucrurile se îndreaptă acolo, așa că haideți să vedem care sunt șansele ca MPW să își revină și care sunt șansele ca aceștia să intre în faliment, pentru că după o scădere de 85% la 100 acțiunilor, e normal să-ți pui și întrebarea asta. Pentru cei ce poate nu au auzit de această companie, deși mă îndoiesc, este un REIT care investește în proprietăți din domeniul sănătății, cum ar fi spitale de îngrijire acută generală, clinici, centre de reabilitare și facilități de îngrijire urgentă, are o capitalizare de piață de aproximativ 2,9 miliarde de dolari și un portofoliu compus din 436 de proprietăți, undeva la 43.000 de paturi licențiate, închiriate către 53 de operatori din 9 țări, inclusiv Statele Unite, Regatul Unit, Germania, Elveția, Spania, Italia, Portugalia, Columbia și Finlanda. Am aici ultimul raport trimestrial emis de către MPV și mergem puțin mai jos. Îngrijire acută generală, pe acest segment MPV are cele mai multe proprietăți, 190 la număr și încasează cel mai mult, cam 65% din totalul veniturilor. Apoi al doilea segment cu 19% din totalul încasărilor, spitale de servicii de sănătate comportamentală sau mentală. Înțelegeți voi? Pinguini zboară. Compania oferă soluții de finanțare, în principal prin tranzacții de vânzare și închiriere înapoi, acel sale leaseback sau SLB. Achiziționează de obicei o proprietate printr-o tranzacție de tip SLB, apoi închiriază proprietatea înapoi operatorului printr-un aranjament de leasing pe termen lung, de tip triple net, la care chiriașul este responsabil pentru cheltuielile proprietății, cum ar fi asigurare, impozite și întreținerea sau mentenanța. Înainte de a intra în faliment, Stewart Healthcare reprezenta cel mai mare chiriaș al acestui REIT, contabilizând cam 20% din totalul încasărilor. Stewart a intrat în Chapter 11 în mai anul acesta, iar ca răspuns MPV a aprobat o finanțare de 75 de milioane de dolari pentru a asigura continuitatea îngrijirii pacienților în timp ce proprietățile vor fi reînchiriate. Și după cum vedem aici, în Q1 2024, Stewart Healthcare a ajuns să reprezinte acum doar 3,9% din încasări. Avem așadar pe de-o parte o companie care deține niște active în speță clinici și spitale esențiale pentru societate și care ar trebui să funcționeze întotdeauna, indiferent de mediul economic, un model de business care s-a dovedit a fi unul de succes de-a lungul timpului, dacă ne uităm pe grafic, reflectat atât în preț cât și în creșterile de dividend. Din 2009 prețul a mers destul de bine până undeva prin 2021, o evaluare foarte bună în prezent, cu un price to FFO de doar aproximativ 5 în condițiile în care mediana sectorului se află undeva la 15. Astea fiind lucrurile bune, pe de altă parte însă, o companie cu o concentrație mare a chiriașilor, au redus din Stewart, dar vedem aici alți doi chiriași cu pondere mare din încasări, 18,8% pentru Circle Health și 10,8% pentru Common Spirit Health, mai avem Priory Group cu 9,5%, astfel că există riscul de a se repeta povestea în viitor. Apoi avem decizii discutabile ale conducerii, mai ales în ultima perioadă și poate cel mai important, un grad foarte, foarte ridicat de îndatorare cu un balance sheet junk, un credit rating B-. Și evident, în ultima perioadă, cea de-a doua parte, adică cea negativă, punctele negative au dominat cu prețul acțiunii MPV în scădere aproximativ 85% de la maxim. Și la toate aceste probleme, colac peste pupăză, s-au adăugat și inflația galopantă, odată cu ea creșterile ratelor dobânzii, devenind extrem de costisitor pentru REIT-uri în general, dar mai ales pentru MPV să atragă capital prin împrumuturi și dacă nu ar fi de ajuns din cauza scăderii masive a prețului acțiunii MPV, devine foarte costisitor să atragă capital și prin emiterea de noi acțiuni.
Deci e o situație în care nu îți dorești să se afle nicio companie pe care o deții în portofoliu. Și singura modalitate prin care puteau supraviețui, evident, tăierea dividendului de la 29 de cenți per quarter la doar 15 cenți, aproape la jumătate, și o strategie de vânzare a unor active, a unor proprietăți. Compania anunța că a realizat tranzacții totale în vederea îmbunătățirii lichidității în valoare de 1,6 miliarde de dolari de la începutul anului 2024, ceea ce reprezintă cam 80% din ținta sa inițială pentru anul în curs. Și după cum ziceam, MPV are un credit rating B-, junk, un net debt to EBITDA de 8,8, vedem aici, foarte, foarte mare, și mai jos un interest coverage ratio de doar 2,5, foarte, foarte slab. Avem 108,6 milioane plătiți doar în dobânzi, în condițiile în care totalul dividendelor plătite după tăiere e undeva la 92 de milioane, deci plătesc mai mult pe dobânzi decât pe dividend. Singura parte bună, se așteaptă anul acesta la un FFO, Funds From Operations, undeva la 95 de cenți, AFFO puțin mai jos, probabil pe la 80 de cenți, dar având în vedere că dividendul, după cum ziceam, este la 60 de cenți, acesta va fi acoperit cu un payout ratio în jur de 80%, ceea ce nu e rău, asta până când compania se va redresa eventual. Un dividend care chiar și după tăierea de 50% oferă un randament de peste 12%. Și ca și concluzie aici, luând în considerare strategia companiei pentru 2024 privind lichiditatea, cred că vor încheia ok anul acesta. Problemele vor reapărea însă de la începutul lui 2025, pentru că maturitățile datoriilor pentru 2025, 2026 și 2027 sunt imense. Evident, există șanse mari ca ratele dobânzii să fie mai mici în acel punct, dar cu siguranță sau mai mult ca sigur nu vor fi mult mai mici, nu văd ca Fed să le reducă atât de agresiv, cum nu văd nici să le mai aducă vreodată aproape de zero, vor fi un pic mai mici în 2025, lucru care va ajuta compania, dar nu extrem de mult. Probabil le vor refinanța tot pe la media ponderată a dobânzii pe care MPV o are, 4,1%, aș zice poate chiar peste, pentru că să nu uităm că avem aici un credit rating foarte, foarte slab în zona junk. Deciziile pe care le-au luat până acum, restructurările pe care le-au făcut în 2024 sunt unele bune și pare că lucrurile se îndreaptă, dividendul este acoperit momentan după cum v-am arătat. Probabil până spre sfârșitul anului, odată cu eventualele tăieri de dobândă, mai ales dacă vom avea una în septembrie, prețul va continua să urce, dar rămâne de văzut ce va fi de la anul. Abordarea mea în legătură cu această companie rămâne aceeași, o voi ține în continuare la alocări foarte mici și nu sunt dispus momentan să mai adaug poziții. Îmi poți spune în comentarii ce ai și tu de gând să faci, vinzi, ții, cumperi. Sper că te-a ajutat acest update al meu, dacă da, pune clopoțelul ăla de notificări pe all ca să mai primești și altele, iar până data viitoare, eu am fost Claudiu, te salut! La revedere! Comunitatea Roinvest, acces la baza de date ce conține sute de companii analizate, apoi comparate și în analize pe industrii și sectoare. Așadar, vei putea observa foarte rapid, folosind baza noastră de date, unde au companiile tale probleme sau care sunt punctele lor forte, și totodată să fii la curent atunci când o companie foarte bună ajunge și la un preț foarte bun. Acces în timp real la portofoliile noastre, 3 la număr, toate în valoare de peste 600.000 de dolari, totul transparent și argumentat. Vei putea vedea fiecare decizie de investiție pe care o facem și rațiunea din spatele acesteia. Grupurile de Telegram, unde te vei alătura unei comunități restrânse de oameni pasionați și experimentați și unde vei putea întreba, discuta și împărtăși idei. Roinvest Index, cele 4 portofolii model construite de mine. Și nu în ultimul rând, articolele de analiză detaliată ce dublează foarte bine analiza cantitativă din fișierele bazei de date, articole ce au în medie aproximativ 25 de pagini Word și minim 5-6.000 de cuvinte și care necesită zeci de ore de research amănunțit. Noi suntem o echipă de oameni pasionați de investiții și analize și vom munci pentru noi în primul rând, dar și pentru tine. Îți vom face mare parte din treabă pentru a-ți ușura pe cât posibil munca de cercetare și pentru a te ajuta în luarea deciziilor. Totodată, foarte important, te vom îndemna întotdeauna să înveți și tu să analizezi o companie înainte de a investi în acțiunile acesteia. Pentru toate astea și nu numai, intră pe site-ul roinvest.org, secțiunea membership, și te așteptăm alături de noi. Îți vom salva foarte mult timp prețios și te vom ajuta ca atunci când vrei să investești în anumite companii, totul să fie mult mai simplu.